sunt frământări în PSD, vicepremierul Sorin Grindeanu cere desfințarea ministerului condus de Gabriela Firea și spune că ministerul familiei ar putea fi comasat cu un alt minister. Nu a precizat însă ministrul transporturilor dacă Gabriela Firea va mai avea sau nu portofoliu în guvernul Ciolacu. Ideea lui Grindeanu vine chiar dacă Marcel Ciolacu, șeful său direct, declara în urmă cu o săptămână că în prezent există un protocol al coaliției pe care partidele îl respectă și nu se pune problema a dispariției vreunui minister.